Teodor Popovici a lansat de curând o valoroasă culegere de producții muzicale ucrainene. Profesorul Popovici s-a născut pe 23 august 1944 în satul Crăciunești. E absolvent al Liceului Pedagogic din Sighetul Marmației și al Facultății de Compoziție Muzicologie la Conservatorul George Dima din Cluj-Napoca. În cariera sa didactică la Școala de Muzică și la liceele Dragoș Vodă, Pedagogic și Taras Șefcenco din Sighet, a înființat orchestre, a condus ansambluri vocale, coruri cu care a obținut numeroase premii la concursuri naționale și internaționale. Personalitatea profesorului Teodor Popovici este marcată și de activitatea ca și cercetător muzical ucrainean din Maramureș. Cartea Legătura Mamei, lansată la sfârșitul săptămânii trecute, cuprinde 150 de producții muzicale, culese în perioada 1970-1980 din localitățile Crăciunești, Lunca Latisa, Bista Vișeului, Poienele de sub munte. Volumul sugerează relația profundă, spirituală dintre mamă și fiu, legătură care își găsește expresia cea mai pură în plan artistic. Cartea este editată în limba ucraineană la Ușgorod. Toate partiturile îi aparțin autorului. Cartea se numește Mamene Pereveslo, legătoarea mamei sau brâul mamei ar fi mot-a-mot, așa. Dar de fapt ea simbolizează brâul care cel simbolizează unirea, adunarea, strângerea la un loc a valorilor spirituale ucrainene, valorilor folclorului ucrainean din satul meu. Ideea a fost ca să fac o monografie folclorică. N-a ieșit monografia folclorică pentru faptul că eu, având o activitate didactică destul de extinsă, am lucrat la Poienele de sub munte și am cules câteva colomeici, deci cântec de joc. De fapt, cântecul cântat în timpul jocului. Ăsta e colomeica. Am avut culese niște piese pe care n-am mai vrut să nu le includ. Adică le-am inclus în această culegere. Dar majoritatea, aproape 90% din exemplarele pe care le-am strâns și le-am prezentat, aparțin familiei mele, mamei și tatălui meu. Iar am extins un picuț cercul acesta și am avut un unchi, Popovici Ioan, care a fost diac la biserică cu o voce superbă. Și pe el l-am inclus, un altul care are o voce frumoasă și cu o memorie muzicală foarte bună, deci un Popovici Vasile, fratele meu, dar cel mai mult mama și tata, deci papa, tata Popovici Teodor, iar mama Popovici Vasilena. Ei, de fapt, constituie nucleul de bază, nucleul principal al... Eu le numesc perlelor culese strânse de mine și prezentate în această carte. Nu am decis ce să fac. Eu am vrut prima dată în limba română. În limba română, dacă o publicam, era de mult editată și scoasă, pentru că am și prieteni, lucrează mai ales din domeniul meu mulți edituri muzicale și puteam repede scoate. Deci, dar după ce m-am răzgândit și am zis că vreau să, pentru cât este textul este literar în limba ucraineană, am vrut în limba maternă, în limba ucraineană. Și așa s-a lungit până astăzi, până n-am găsit de niște prieteni foarte... Hai că te ajutăm de la Universitatea din Ușgorod și s-au oferit ca să-mi o redacteze, să-mi o editeze. Și partiturile sunt... Partiturile sunt toate aici, în limba ucraineană. Eu le-am, deci ele au fost culese de mine pe bandă de magnetofon. Prin repetare le-am strâns, adică le-am strâns odată și le-am transcris. Deci partea muzicală mi-aparține mie, numai mie. Lansarea cărții a avut loc într-un cadru oficial la Liceul Taras Șefcenco. Teodor Popovici a primit numeroase distincții, diplome, medalii și plachete care i-au încununat cariera de profesor și cercetător. Це відмінник освіти України. Din partea Ministerului Educației și Științei din Ucraina, domnul ambasador al Ucrainei i-a amânat această distinție. Sub secretar de stat la NOEDVA, adjunctul Ministrului Învățământului și Științei din Ucraina. De 10 zile. De 10 zile a fost eliberat. Шановний Федоре,
somnul Academiei și Armat. Mă ne vedem două gurite. Bună ziua, domnul. Знайома ти ся з творчістю Теодора Поповича. Але я маю велику приємність і честь виконати доручення президента Академії педагогічних наук академіка Василя Кременя і вручити... Mult stimat domnul Teodor Popovici, stimați oaspeți, am fericită ocazie de a amâna această distincție din partea Academiei Pedagogice din Ucraina. Це є почесна відзнака Академії педагогічних наук, медаль нашого найбільшого філософа Григорія Сковороди. І я з великою приємністю вручаю вам цю нагороду. От. Теодора Поповича. Вони нагородили його почесною. Коказія обвинили. Акордація часто дистинкції вищеринців. Освіти і культурної діаспори, з якими співпрацювала і співпрацює ліцей, передати подяку. Ще не пація Інституту інтернаціонального. Au fost multe exponate din partea acestei academii. Academii Bucătăi e mesteți. Și inclusiv și bursuri literarii. E posibil predate și toate zdați în apăsă nașul meu iubirea. O diplomă de excelență a primit și din partea comunității sighetene. Cea mai clară dovadă a dragostei, a stimei și a respectului față de domnul profesor Popovici este prezența dumneavoastră aici. Aș vrea să ne ocupăm de trei ori ca noi ucrainenii. Mulțumesc mult de invitație. Personalități din Ucraina au subliniat că ocazia lansării acestei culegeri unicat, cum au denumit-o, și contribuția autorului la formarea și integrarea cu succes a sutelor de copii ucraineni în societatea românească. La cei 75 de ani ai săi, Gheorghe Roman este unul dintre maramureșenii care duc peste hotare portul tradițional. Coase opinci de mai bine de 50 de ani și nu își imaginează cum ar arăta o zi din viața sa fără să lucreze măcar la o pereche de astfel de încălțări. A muncit 10 de ani ca și fierar, însă dragostea față de hainele tradiționale l-a îndemnat să îmbrățișeze acest meșteșug în așa fel încât primul gând când se trezește dimineața este să se apuce de cusut. Lucrez acum de vreo 4, 5, 6 ani, dar înainte am lucrat, acum 50 de ani am făcut prima dată. Și după asta, vedeți că am venit democrația asta cu hainele astea și s-o mai schimbat, s-o lăsat. O fost foarte frumos și avem noi, nu prea are oricine, să știți ce avem. Și eu am lucrat ca fierar 40 de ani în fierărie. Am făcut toate uneltele agricole ce trebuie, căruța, am 400 de căruțe făcute, potcovit, uneltele agricole pentru agricultură, tot ce trebuie, plug, grapă, fileguțe, sapă, tot ce trebuie. O vreme, oamenii au renunțat la opinci, dar după numărul comenzilor pe care le are, Gheorghe Roman spune că tinerii se întorc la obiceiuri, iar asta îl bucură. Se întoarce lumea, mai ales acum tineretul, extraordinar ce s-a întors. Am și în America, și în Franța, și în Portugalia, și în Polonia, și în Bulgaria, și în Olanda. Din Olanda au venit două doamne și-au filmat încă și s-au uitat, au văzut opincile. În America au venit o familie din Sălaj și au stat lângă mine până am făcut o pereche de opinci care băiat acolo în America. Și s-au cățătorit, au făcut nunte și au zis că are tot costumul, costum național, de anost. Îi trebuie opinci, foarte frumos. Eu m-am bucurat. În cât timp faceți o pereche de opinci? Știți cum vreau să vă spun că când încep știu, că le încep, dacă când legat, că păi mai iau două, trei ore, depinde,
cum, mai vine unul, altul, mai stai, mai povestești, mai... Pentru ca opincile să fie de calitate, Gheorghe Roman folosește numai piele. Dacă în urmă cu câțiva ani pielea era mai ușor de procurat de la țăranii care aveau animale, acum cu greu mai obține câteva bucăți de material de la fabrici. De ce material le faceți? Din piele. Și de unde faceți rost de materiale? Piele de pe la fabrică, mă aduce cineva. Piele e foarte greu și de piele acum. Nu ne trebuie animale, că piele din animale. Și am ne-am predomnit. Nu ne trebuie, ne avem mașini, avem tractoare și nu ne trebuie animale, dar păcat. Iar vom ajunge noi, dacă le spui la ăștia tineri ce au fost în trecut, ce nu le vine să creadă ce a fost, cam înapoiat sau nu știu cum. Dar nu se poate așa, fără muncă. Munca e binecuvântată de Dumnezeu. Înainte se purta opinci și la lucru și în zilele de sărbătoare? Toate zilele, în zilele de sărbătoare și în zilele de lucru. Era opinca era la bază. Noi din opinci suntem. Badea Cârțan până unde umărți. Știți? Până la Roma. Până la coluna lui Traian. S-o dus în opinci, pe jos umărți. Dacă e sănătoasă, înghipuiți-vă ca să fii toată ziua balerină. Cam ce ziceți, cum e? În ceea ce privește durata de viață a opincilor, Gheorghe Roman are propria sa teorie. Mă întreabă așa, cum ați întrebat dumneavoastră că-i țin. Dacă vă mergeți pe stradă și vă uitați, sunt oameni care o jumătate de tog nu-l are. Îl trage după el. Este altul care taie frumos, pășe ca o pasăre. Nu, zic, dacă pășești ca acela, te ține. E nu, te ține cât trăiești, nu trăiești mult. Ține, depinde cum îmblă. Vedeți că unul trage după el picioarele, altul nu atinge pământul. Nu? Acela îl poți să-l ții, acela îl poți să-i garantezi la ceva. Dumneavoastră mai purtați opinci? Eu, la mine, litere de lege, în fiecare duminică sărbătoare, la mine nu se poate. Am fost în București la festival acolo 3 zile. Am dormit la un hotel la Gara de Nord și am fost în Cismigiu. Toată ziua în opinci. La mine e ceva... Nu se poate să nu iau opinci. Nu are un model după care face opincile. Singurul tipar pe care îl are este în memorie. Aveți o tehnică după care faceți aceste opinci sau cum se reabilează? Nu. Așa le fac din cap meu. Nu aveți un model? N-am niciun model. Numai dacă îmi spuneți ce vreți să vă fac, aceea vă fac. Sunt diferite opincile de femei față de ce? Nu, prea o diferență. Știți cum? La femeile trebuie și pe părțile astea și aici. Bărbații le fac simple. Care le trebuie, dacă îi trebuie simplă, simplă fac, dacă nu, eu fac mai cu modele care, ce modele vrea. Vedeam că aveți și un model acolo pe piele, ăla, cum îl faceți? Asta, am o sculă aici. Cu scula asta. Asta îl fac. Pentru Gheorghe Roman, comoditatea hainelor moderne nu are niciun preț pe lângă frumusețea costumului popular și câteva fotografii cu tineri îmbrăcați în haine tradiționale sunt ținute la loc de cinste în casa lui. Vedeți? Cât de frumos e. Toată lumea e în costum național. A venit odată la noi la biserică un profesor din Cluj și a asistat la liturghie și după ce s-a terminat liturghia, dar așa s-a întâmplat, toată lumea a fost încheiată biserica și toți în costum. Și a cerut la preot voie să îi dea voie să vorbească. I-a zis așa, zice, nu vă puteți închipui ce văd eu aici la dumneavoastră. Atât. Cât de frumos e. Cum merg acum oamenii la biserică? Mărg, duminică, sărbător, mai mărg și îmbrăcat și mai... Dar un când îl vezi cu pantaloni și cu cămașa albă. Și... Uitați, aici sunt copiii ăștia din Baia Mare. Ansamblu. Eu le-am făcut vreo 40. Le-am făcut la toți.
Opincarul din Bârsana a făcut până acum sute de perechi de opinci. Câteva sunt răspândite prin diferite țări, iar multe dintre ele sunt purtate de maramureșeni în zilele de sărbătoare și tare și-ar dori să transmită mai departe acest meșteșug. Unii zic că ar învăța, alții că nu știu ce, dar tot până la urmă tot ar învăța, nu se poate. Vedeai că treaba merge bine și frumos și... Sunt dăritori care vin să se uite la dumneavoastră când faceți... Mai bine am nepoți care vin și se uită și... Nu, le mai stă capul. Gheorghe Roman recunoaște că tot ce a realizat până acum se datorează și soției lui. Emoționat și cu lacrimi în ochi, bătrânul își amintește cum de 47 de ani soția i-a fost mereu alături. Asta tot ce vedeți e făcut de soția mea. Tot costumul. Ciorici, gubă, sfeter, tiptari, atât numai căciula și opinci. Și opincile le-ar face. Am o soție deosebită. Cred că puțin e să nasc așa ceva. Au lucrat ca casieră la cooperativă 4 ani de zile. După asta au lucrat ca la cec 18 ani. Se duce în câmp, sapă, coasă, ce trebuie. Vă ajută și pe dumneavoastră la opinci? Vă mai dă o idee? Urla ce îmi dă și idei, dar nu vă puteți închipui. V-am spus, mai puțin, am lucrat în fierărie, au venit și mi-a dat cu barosul, nu știu dacă știți ce l-am jucat mare. Oricând noi ne-am ajutat reciproc, unul pe altul. Eu am ajutat în casă la ce a trebuit, ei m-au ajutat afară. Suntem de 47 de ani căsătoriți. Între noi nu a fost duce în sărăcie, că ăsta e un trețărani. Cu toate că încă mai lucrează și în câmp, aproape nu trece o zi fără ca bărbatul să nu coase o pereche de opinci. Nu veniturile pe care le obține din vânzarea lor îl bucură, ci satisfacția că oamenii încă le mai poartă. Puteți închipui cu câte plăcere lucreți. Eu de-abia aștept să mă scol, să mă apuc de treabă. Dar nu vă puteți, nu, eu nu cred că vă dați seama cu câte dragoste lucrez. De la vârsta de 21 de ani, Gheorghe Conrad a deprins tainele sculpturii în lemn și de atunci asta a devenit o pasiune care l-a însoțit de-a lungul anilor. Gheorghe, președintele Asociației Naționale a Surzilor, filiala Maramureș, și duce povara neputinței de a se exprima cu capul ridicat. E mândru de realizările sale de micul său atelier din Crăciunești, unde lucrează zilnic la câte o piesă nouă sculptată în lemn. A studiat meseria la Școala Profesională de Sculptură și meseria lemnului din Cluj. A început cu desenul, apoi cu sculptura. Prima lucrare, își amintește el, a fost o casetă mică pentru bijuterii. A învățat treptat să contureze trăsăturile unui chip de om, apoi a creat cu dalta și busturi. La Școala Profesională a văzut prima oară cum arată o strusă de sculptură. Au văzut mai multe, nu a știut ce sunt. Cum arată? Formă, curbe. Și acolo a învățat cum se face, cum se dă formă un lemnului. Acolo a învățat, 4 ani de zile. Prima dată în desen și pe urmă în lemn, sculptură în lemn. Casetă, casetă pentru bijuterii. Mică, pentru antilor, în pan. Pentru bijuterii, erau sculpturile alea mici, frumoase. Da, aia e mare, dar una mică. Perfect, tatuată, formă, ochi, perfect. După prima a început să învețe să facă sculpturi umane, să dea formă la ochi, la mimica feței, supărat, trist, bucuros. Deci a fost mai greu, cu timpul a învățat. Formă. La fel și bust, forma bustului. Odată întors acasă, meșter popular din zonă l-a învățat să mânuiască dalta pentru a da viață unor mici piese de arhitectură tradițională, porți și bisericuțe. Sculptură, poartă,
Și a învățat sculpturile porților maramureșene de aici, din sat, de la persoane care știau. O văzut că îi place meseria și a continuat. A devenit sculptor, deci a devenit în sensul că îi place ceea ce face și e un talent al mâinilor lui. Sculptura e o plăcere, nu o meserie. Îi place natura, îi place... În vremurile comuniste a lucrat la o fabrică din Sighet, unde doar el și încă trei meșteri mai cunoșteau tainele sculpturii. A lucrat pe vremea comunismului de mult, a lucrat în fabrică la Cil. Primul, a văzut două, trei oameni în fabrică, ca atâta. Deci au fost el și încă trei persoane care știau sculptură în fabrică. Prototip. Da, pe prototip. Peste tot în casă sunt expuse lucrări, chiar și piese întregi de mobilier. Cele mai valoroase au făcut obiectul unor expoziții și au adus premiul întâi la concursuri de profil. Nu a lipsit de la nicio ediție în ultimii 12 ani a concursului organizat de Asociația Surzilor Creatorii de Frumos și a fost recompensat mereu cu cel mai mare premiu. Da, el este primul și obligatoriu participă la toate concursurile de surzi creatori de frumos, cum am făcut acum 2 ani. La noi la Sighet, la fel anul trecut la Piatra Neamț. Da, cam de câți ani? Tot prea. 12 ani. El îmi participă an de an la concursurile naționale ale asociației. Mai de mult s-au organizat, fiind fonduri mai multe pe asociație, se organizau concursuri internaționale. Național, la noi e locul 1, se știe că dacă vine domnul Condra de la Sighet, sigur se ia locul 1 de către el. Are sculpturile de calitate, deci tot timpul merge pregătit la aceste concursuri. Meșterul are și ucenici. Colegii de la Asociația din Sighet sau din Baia Mare au trecut pragul atelierului său pentru a fura din tainele meseriei. Le-a împărtășit cu drag ce știe el cel mai bine să facă. Puțin din talentul său au moștenit și cei doi copii ai săi, o fată și un băiat, ambii stabiliți în străinătate. Și are relație cu surdomuții din Sighet și din Baia Mare și cărora le place, atunci el îi aduce aici, îi învață, îi le explică, le predă meseria mai departe. Cu copii. Da. Și băiatul lui o fura meseria de sculptură, deci chiar dacă mereu îl vedea pe el sculptând și acum... Și fata și băiatul. Acum, o zburat amândoi copii în străinătate, dar au furat din meseria lui câte un pic, știu amândoi. Acum e pensionar și iubește liniștea de care se bucură alături de soția sa în căsuța lor din Crăciunești. În afară de sculptură, lui Gheorghe îi mai place să pescuiască sau să se plimbe pe dealurile de prin prejur. Totuși, n-ar renunța niciodată la sculptură. Ba dacă ai putea să trăiești zi de zi fără să sculptești, ai putea? Sau la munte, dar fără sculptură ai putea? Fără sculptură. Bun, am înțeles, dar fără să sculptezi nimic, ai putea? Nu. Nu merge. Nu. Încet, cu calm. Că e pensionar, cu soția acasă, e aici pe leagăr. Gheorghe Condrat lucrează mai mult pe comenzi, dar are și momente când inspirația îl îndeamnă la noi provocări artistice. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Lucruri, Fapte și Oameni de Valoare. Până data viitoare, multă sănătate, la revedere!